În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pe drept cuvânt, astăzi putem spune că s-a încheiat ciclul sărbătorilor de iarnă. Atât din punct de vedere calendaristic, atât din punct de vedere bisericesc, prin evangheliile pe care le-am ascultat la Sfintele Liturghii, și prin faptul că astăzi sărbătorim ultima duminică, despre care se spune duminica de după botezul Domnului. Ați văzut, și la naștere am avut duminica înainte de naștere și după naștere. Și cum v-am explicat și data trecută, aceste duminici pregătitoare nu fac altceva decât ca într-o problemă care are plan și rezolvare, până la răspunsul final, să cunoaștem toate elementele esențiale legate de situația sau planul respectiv. Când a început duminica de dinaintea botezului Domnului, s-a pus accent pe personalitatea prorocului și botezătorului Ioan, așa cum am vorbit și pe șapte de bobotează și duminică, deci de Epifanie, deci când a fost botezul Domnului propriu-zis. Astăzi se pune accent pe persoana Mântuitorului Iisus Hristos și cum ați auzit în Evanghelie, auzind Hristos că Ioan este închis în temniță, a părăsit partea Iordanului și s-a dus în Galileea. Această Galileea este un ținut extraordinar de frumos, cu un fel de climă mediteraneană, în toate pustiurile acelea uscate ale Ierusalimului, unde este foarte multă vegetație, este Marea Galileei, sunt foarte multe izvoare, foarte multe ape și este o vegetație foarte frumoasă și este un oraș liniștit. Această Galileea se învecinează cu acest Capernaum, despre care ați auzit astăzi în Evanghelie, și acolo în Capernaum Mântuitorul a făcut multe minuni. Și spune în Evanghelia de astăzi că poporul din Întuneric a văzut lumină mare. De ce? Vestea întâmplărilor de la Ierusalim n-a circulat în toate ținuturile deopotrivă. Țara Sfântă fiind un conglomerat de oameni care nu aveau aceeași religie. Acolo erau și romanii care stăpâneau cu armatele. Erau și iudeii ca popor care se cuibăriseră în Ierusalim și era ținutul lor primit de când au venit cu Moise din pustiul Egiptului și a Sinaiului. Erau și arabi și popoare păgâne și popoare, cele 12 popoare din seminția lui Hanan, fiul lui Ham, ebuseii, ferezeii, gergeseii, filisteni și așa mai departe. Și toți se învârteau în jurul Ierusalimului. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că nu tuturor li se descoperise această taină a nașterii lui Iisus și nu tuturor li se descoperise chiar întâmplările de la Iordan și atunci Mântuitorul, prin faptul că Ioan a spus eu mă micșorez ca el să crească, își începe activitatea. Și aici întinde deopotrivă două feloane de mesianitate. Întâi, Ioan Botezătorul, o personalitate ascetică de întâi rang și model absolut ca pecetea vechiului și începător de prima pagina Noului Testament, îi spune lui Andrei și lui unui alt ucenic de-al său, mergeți și întrebați, ca să vedeți cu cât tâlc îi împinge spre Mântuitorul pentru a deveni ucenici, ca să nu le spună plecați de la mine, să-i supere, să-i jignească. Tu ești sau pe altul să așteptăm? Și aceștia se duc la Iisus și spune, Ioan ne-a pus să întrebăm, tu ești sau pe altul să așteptăm? Și spune așa, mergeți și spuneți lui Ioan că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Șchiopii umblă, surzi aud, orbi văd, bolnavii se tămăduiesc și cei neputincioși sar ca cerbi. În momentul acela, la un răspuns de genul acesta,
ucenicii l-au și urmat pe Hristos, pentru că între timp, și cum veți vedea la pomenirea prorocului botezătorului Ioan la 29 august, Irodiada și cu Salomeia, fiică sa cu mamă sa, că așa se fac comploturile între femei, au dat deja pe lângă Irod sfoară în țară și au reușit la un banchet puternic și bine întemeiat la curtea palatului lui Irod. Deci nu Irod tatăl, ci Irod fiul, un alt Irod, unul din cei trei fii. Îi spune așa: dă-ne pe tipsie capul lui Ioan Botezător. Și Irod s-a mâhnit mult atunci, pentru că știa că Ioan este un om adevărat, este un om drept, este un om plăcut, iubit de popor și de oameni și tare în cuvânt. Și în clipa aceea, pentru că făgăduise și până la jumătate din împărăție, și-a călcat pe inimă și-a decapitat pe Ioan, dând capul să fie adus pe tipsie în sala de dans, acolo unde își făcuse dansul diavolesc Salomea. De ce am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că activitatea lui Ioan i-a sfârșit în acest mod mucenicesc. Prorocul care prorocise venirea mielului lui Dumnezeu, se salutase cu el în pântece, îl botezase în Iordan, îi pusese mâna în creștet, văzuse cerurile deschise, l-a proclamat mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, a auzit glasul Tatălui, a văzut pe Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, mustra păcatul cu toată îndrăzneala și cu toată puterea și spunea lui Irod: nu se cade să ții de femeie pe soția fratelui tău, Filip. Erau trei frați. Și de aici i s-a și tras sfârșitul mucenicesc, de aceea noi spunem că Sfântul Ioan Botezătorul este primul, dacă vreți, între mucenicii Noului Testament, deși sărbătorim întâi pe întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, cel care deja mustră pe iudei pentru îndărătnicia lor, dar aici Hristos nici nu a avuse loc actul învierii și Ioan se jerfește pentru legea cea nouă, pentru legea Harului. Deci este modelul absolut de jertfă în fața păcatului, despre care Mântuitorul a spus cândva în Evanghelie: încă nu v-ați împotrivit păcatului până la sânge. Deci iată ce rezultă astăzi din Evanghelia ce s-a citit. Că primul lucru care trebuie să-l facem în viața noastră este să ne împotrivim păcatului până la sânge. Și dacă v-ați adus aminte și o știți permanent, că am repetat-o și mi se pare foarte plauzibilă și frumoasă, de femeia aceea care avea trei copii și lucra în bar și călugărul din pustie, ce se credea mare ascet și trăitor, s-a înălțat cuvintea: Doamne, mai e cineva la măsura mea? Și a spus: da, desfrânata de la bar, te-am trecut de mult. De ce? Că avea papucii tixiți cu cuie și când destrăbălații o atingeau sau o pipăiau sau să jucau cu ea, cum striptezele de azi prin restaurantele de lux, ea călca în cuie și curgea sânge din picioare și ea făcea mucenicie la locul de muncă. Și a zis Sfântul: dar cu ce placi tu lui Dumnezeu? Păi am citit și eu în Evanghelie că atunci te iartă Dumnezeu dacă te împotrivești păcatului până la sânge. Și era modul ei de jertfă. Deci iată, un mod de jertfă. Să te împotrivești păcatului până la sânge. Și noi avem trei păcate mari pentru care ar trebui să ne luptăm până la sânge. Fumatul, care aduce cancerul. Beția, care aduce moartea. Și știți câte accidente nenorocite se fac din cauza băuturii și la volan, și pe stradă, și ca pieton, și ca conducător, și ca incidente nedorite prin căderi sau alte întâmplări. Iar un al treilea păcat pentru care trebuie să ne luptăm este curățenia trupului. Și Apostolul Pavel ne-a dat aici un răspuns. Cine păcătuiește afară de trup, îi se iartă. Cine păcătuiește în trup, nu îi se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. De ce? Că strică casa sufletului sau templul Duhului Sfânt. Desfrânarea ca prim plan privită, nu intrând în amănunt, că nu ne interesează, fiecare face ce îi place, este un act de poftă și plăcere.
Dar ca urmare a păcatului aduce după sine destrăbălarea simțurilor și a sufletului, căderea sufletului în întunericul patimii și spune mai departe prorocul David, îl împinge pe om și spune, în cinste fiind, s-a asemănat dobitoacelor celor fără de minte și s-a alăturat lor. Dar David, prorocul, a săvârșit o mare greșeală, deși era proroc. A spus că omul în cinste fiind s-a asemănat dobitoacelor. Nu! Vă spun că în rugăciunea de seară, un alt sfânt Macarie spune, curățește, Doamne, trupul meu cel neputincios, care este aprins cu dezfrânarea și cu mozăvirea șarpelui, textul vechi din Cartea de Gamaliel. Cu o rea voire și poftire spre pofta cea desfrânată, care nici dobitoacele necuvântătoare nu au. De ce lucrul ăsta? Orice animal se împreunează în perioada de împreunare, primăvara sau toamna, sau când este momentul căldurilor biologice, își naște puiul și își perpetuează specia. Pe când omul rațional, cu minte, inteligibil, înțelept, creat cu minte, cu suflet, cu cuvânt, cu inteligență, cu rațiune, are la dispoziție taina nunții, are la dispoziție harul lui Dumnezeu, are la dispoziție legea sfântă și are posibilitatea să-și aibă soție sau să, cum spune tot Apostolul Pavel frumos, bine este bărbatului să se despartă o vreme de femeie și să se roage deoseb pentru suflet, apoi iar să fie împreună. Adică arată până într-acolo bunul simț și delicatețea sfinților, că inclusiv rugăciunile când ți le faci, nu le faci cu bărbată tu în cameră, chiar dacă e soțul tău, ca să nu se pătimească mintea și să se întineze. De aceea în casa creștinilor ordonați și civilizați e o sufragerie, cum o numiți voi, și sunt iconițe și candele și fie femeia sau bărbatul se retrag și se roagă. De ce? Că atunci când te aduni cu mintea la Dumnezeu, să fii cu Dumnezeu. Și aici trebuie să ne împotrivim până la sânge. Pentru că fundamentul numărul unu al dușmanului lui Dumnezeu, diavolul, caută să distrugă societatea prin trei căi. Calea numărul unu, beția, care aduce tulburarea minții și de aceea spune bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, nu abiau un pahar de vin sau un pahar de țuică, nu scrie nicăieri lucrul ăsta că e interzis. Beția, adică peste măsură. Desfrânații și toate celelalte derivate ale lor nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au spurcat templul sufletului. De nu poate soțul, sau cum spune acolo Scriptura, omul să se stăpânească, să se căsătorească, spune Apostolul Pavel. Dacă nu, e mai bine să rămână așa. Și iarăși Apostolul Pavel, bine este să căsători decât în foc să ardă. Sau iarăși spune, neputând purta căldura și zăduful zilei, referindu-se la vârsta tinereții, la pornirea trupească, au venit la însoțirea nunții a doua. Asta specific pentru cei care s-au divorțat prin cartea de despărțire, cum spune Moise. De ce am amintit lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că aceste bariere sunt puse ca totuși noi oamenii să ajungem la împărăția lui Dumnezeu. Ca noi oamenii să putem călca pragul acela care se numește al sfințeniei. Pentru că aici este lupta între trup și om. Merg oamenii, da? Să luăm un exemplu. Vine hramul unui sfânt, cum este cuvioasa Paraschevă, Sfântul Dimitrie, Ioan, Filofteia, Iosif la Partos și alți sfinți. Merge omul, vede moaștele sfinte, le sărută, se închină, atinge cu haina, cu un lucrușor, cu o vată, cu o batistă, să aibă har în casă. Vede lucrul respectiv. Se întoarce acasă, iarăși din nou un animal, ca animalul, la nestăpânire de sine. De ce? Uită că acel trup a ajuns curat prin nepătimire și nu prin pofta pătimirii. Și unde avem măsura aceasta? Sfânta cuvioasă Marie Egipteanca. Destrăbălata vremii ei. Tot Egiptul a desfrânat cu ea, stând prin porturile Ierusalimului pe acolo și până își petrecea tinerețea, unde toți marinarii și mai era și tupeistă că avea îndrăzneala să bage în sufletul lor și îi câștiga și făcea toate uriciunile. Dar mai mult decât atât îi și spune lui Zosima, îmi e rușine, zice, am întinat cerul, n-aș putea căsca gura să spun
câte urgii și mizerii am făcut. Și nu trebuie să vă închipuiți ce făcea Maria Egipteanca. Dați pe canalele interzise, că aia făcea. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Când a dat să intre în biserică, pentru că lumea s-a prostit și s-a sălbăticit de tot, Dumnezeu nu mai lucrează, s-a retras. Harul și noi intrăm în biserică, cum intri în școală, în bibliotecă, în muzeu, ce n-ați văzut, dita-i oamenii cu mâinile la spate, se uită la icoane, parcă-s la Bruckenthal. Ei, harul nu mai lucrează, s-a retras. Omul e stăpânit de hățul păcatului. Sărută icoana, ia împărtășania, bea gheazma, ia anafura, dar el e tot ticălos în sufletul lui. Nu se sfiește, nu se pocăiește, nu se teme. Și atunci apostolul Pavel se mânie și strigă cât poate. Pentru proasta economisire a tainelui lui Dumnezeu, la vremea de apoi vor fi morți și boale la norod. Hepatite de 8 feluri, cancere de 20 de feluri, boli netratabile de mii de feluri și epidemii, sau dacă vreți, plăgi, așa se numesc acestea, care nici tratatele de medicină nu le cunosc. De-abia acum le descoperă. Trebuie să reînnoiești tratatele de medicină pentru bolile care vin asupra noastră pe măsura păcatelor noastre. De ce? Ca să împlinească Scriptura. Morți și boale la norod. Câtă lume nu suferă pe picioare, dar feritul Dumnezeu să se îndrepte sau să ia calea cea dreaptă. E, au o coincidență, așa a fost. E, dacă atât ai scris, dacă așa trebuie să trăiesc, sunt explicațiile plauzibile a omului foarte credincios. În momentul în care Maria Egipteanca s-a apropiat de ușa bisericii, ceva o ținea să nu poată intra. Și când și-a ridicat ochii, ce credeți că a văzut? Icoana Maicii Domnului. Deci o icoană cinstită cu credincioșie lucrează asupra sufletului tău. Mă întreb azi, câte perelinaje nu se fac la icoanele făcătoare de minuni? Una plânge, una varsă lacrimi, una vorbește, una tămăduiește. Și se duc oamenii și aleargă vieții ca puii de pasăre toamna când încep zborurile călătoare spre țările calde. Dar se întoarce cineva folosit? Nu. Azi a pupat icoana făcătoare de minuni, mâine sărută părțile rușinoase ale trupului, ceea ce e interzis prin lege. Și pe acolo, prin gură, intră sufletul, prin gură iese sufletul, prin gură dai răspuns la judecată, prin gură iei sfintele taine, prin gură te rogi, prin gură strigi la Dumnezeu de iertare de păcate și mai dai și răspuns la judecată. Și omul a sărutat icoana făcătoare de minuni. Iar după aceea s-a întors la icoana păcatului. Demonizarea trupului. De ce v-am amintit acest lucru? Ioan s-a micșorat ca Hristos să crească. Adică, păcatul să se stopeze și împărăția lui Dumnezeu să se apropie de noi. Ce înseamnă apropierea împărăției lui Dumnezeu de noi? În primul rând, Dumnezeu are trei locuri. Fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Cel ce păzește poruncile mele, eu sunt cu el și el cu mine. Eu sunt cu el și el cu mine. Și unde sunt doi, trei numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Iată ce moduri simple de a-L aduce pe Hristos și împărăția Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar vă întreb la acestea trei, cea mai mare încununare, care poate fi decât aceasta? Cinstitul și preasfântul trup al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se dă robului lui Dumnezeu cu tare spre iertarea păcatelor și viața de veci. Amin. Auzi ce frumos! Auzi ce frumos! Deci ce poate fi mai mult decât să-L mănânci pe Dumnezeu? Deci nu să-L săruți din icoană, nu să-L pipăi din citire, ci să-L iei în gura ta să ducă singur în inimă. Dar Mântuitorul a spus în fericiri când se iese cu Evanghelia la Vahod, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci ce-mi rezultă mie de aici? Că Ioan Botezătorul era curat cu inima. Deci iată, el a văzut cerurile deschise și Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. Iată măsura ascetică. Și care e măsura ascetică în familie? Că cineva va zice, da, părinte, dar nu se pot face toți călugări, nu se pot duce toți la mănăstire, nu pot trăiască toți singuri. Nu! Măsura ascetică este una pe care a spus-o Hristos. Mare-i taina aceasta, zic, în Hristos și în biserică.
să iubească bărbatul pe femeia sa, cum a iubit Hristos biserica. Și cum a iubit Hristos biserica? S-a răstihnit pentru ea, și-a dat sângele pe cruce pentru ea, și-a mântuit pe fiii bisericii, ca și bărbatul care își educă copiii, care sunt fiii bisericii, fiindcă femeia lui e o biserică vie, e altar de dătător de viață. S-a desăvârșit pentru ea. S-a deșertat din cer și s-a făcut om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și bărbatul trebuie să fie model Hristos pentru familia lui. Dar dacă un copil îl vede pe Hristosul familiei lui, bând, înjurând, curvind, fumând, concubinaj și alte prostii, ce fel de apostol poate să fie ăla? Apostolul iadului în care a trăit. Și atunci se spune că Mântuitorul, venind în zona Galilei, a trăit undeva în Capernaum și spune acolo undeva un citat în Scriptură, nu l-am aminte exact. Capernaume, Capernaume! Până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei coborî, că de s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, sau de s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora, minunile care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit. Auzi? De mult s-ar fi pocăit. Dar oare noi care vedem zilnic minunea Euharistiei și Hristos pe pământ, dar noi care vedem moaștele în fiecare zi, auzim clopotul în fiecare zi, vedem atâtea lucruri și citim atâtea lucruri, noi ce răspuns dăm la judecată? Sodoma și Gomora n-avea răspuns, chiar era Vechiul Testament. Erau niște cretini, Lot era serios, ceilalți erau niște destrăbălați, niște homosexuali, că așa asta însemna Sodoma și Gomora. Noi ce răspuns avem într-o lege modernă și într-un trai modern și într-o societate modernă, bine pusă la punct, cu legi, bine pusă la punct, cu sistem de dezvoltare științific, cu sistem educațional, cu sistem de cercetare, cu sistem de dezvoltare a culturii, cu sistem de culturalizare. Ce vom răspunde atunci la judecată? Doamne, dar stai un pic... Tu ești puțin depășit, vii de 2000 de ani în urmă, noi am progresat, noi am depășit limita bunului simț, tu ai rămas în epoca bunului simț, du-te, întoarce-te la tată, tu în cer acolo și stai în sânurile lui, n-avem nevoie de tine. Și o să spuneți, de unde scrie aceasta? În Scriptură scrie aceasta. Trecând Iisus prin Gadara și văzând doi îndrăciți goi, care rupeau lanțurile, dormeau pe morminte, urlau și strigau, a certat Duhul, și-a ieșit și-a zis diavolul, nu ne trimite pe noi mai înainte de vreme în adânc. Iisus a tăcut, a sfidat esența. Și atunci dracii au întins o capcană. Doamne, dă-ne voie să intrăm în porci. Și turma s-a aruncat în mare. Ce au zis oamenii ținutului acelea? Mai țineți minte? Iisuse, pleacă din ținuturile noastre. Nu ne-a dat tu nouă peste cap sistemul financiar, sistemul economic, gândirea ideologică, științifică și modernismul și globalismul în care trăim. Noi știm ce e bine și ce e rău. Las că avem noi legi. Putem face și un molit felnic pentru perverși, putem face și o biserică pentru ticăloși și mi-a plăcut odată afirmația unei prostituate la spovedit. Nu știu cum a ajuns în postul mare să spovedească și dacă ești în intimitate cu duhovnicul, discuți orice. Și-o întreb, vezi o redresare a genului vostru feminin în privința acestui dezmăț urât pe care îl faceți? Părinte, să știți că m-am gândit. Ia zi să văd ce ai gândit. Cred că și noi, prostituatele, dacă ne-ar legifera din banii care îi strângem acolo la clubul nostru, unde le face casa de randevu, am putea face o biserică să ne ierte Dumnezeu pentru păcatele făcute. Ai auzit ce gândire teologică? Nu mai era nicio sursă de bani în societate de făcut o biserică, ci din prostituție. Că doar le-a iertat Dumnezeu. Exact cum a zis dracul lui Adam, mănâncă că vei fi ca Dumnezeu, încă ai să știi mai mult ca el și ai să-l întregi. Deci, același lucru l-a gândit și femeia, limitată, deci nu era de judecat. Și i-am spus, da, dar vezi că uite ce scrie în canoane, banul desfrânatului și a curvarului să nu-l pui la biserică, să-l dai pe foc.
Ei, lasă, părinte, că doar n-o fi chiar așa. N-o fi chiar așa. În mintea celui care păcătuiește, psalmistul David a arătat de 2000 de ani, scris negru pe alb. Zis acel nebun, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Și iarăși spune, zice, un alt verset, că sunt două asemănătoare. Zis acel nebun înaintea lui, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește. Dar în catisma 7, era psalmul 44 sau 45, nu știu exact poziția, Dumnezeu lea pe păcătos de urechea dreaptă și îi spune, de ce e așezământul meu de lege prin buzele tale? De ce crezi că voi fi asemenea ție? Când cu cel curvar și tâlhar partea ta puneai, crezând că voi fi asemenea ție. Nu! Te voi mustra și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale și nu va fi cel ce te izbăvește, adică Dumnezeu. Deci iată care este răspunsul lui Dumnezeu la acest gen de gândire. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că lui Ioan era dat să se micșoreze, iar lui Hristos era dat să crească. Ioan dădea cu bâta, îndrepta direct și la obiect. Hristos a venit și cu bunăvoință, și cu compătimire, și cu iubire, și cu îndurare, și cu răbdare, și cu îndelungă răbdare. Că ați văzut cum spunea rugăciunea aceea de la ceasuri, când se citește la fiecare ceas. Doamne, care pe cei drepți iubești, pe păcătoși miluiești și întorci la cunoștința adevărului pe toți care vor să vină. Deci, Dumne, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde, adică aștept și peste poate. Dar mă întreb eu, ce va fi mai greu la judecată? Să dăm răspuns de păcatele noastre? Sau va fi mai greu să dăm răspuns la judecată de timpul în care Dumnezeu ne-a așteptat și noi n-am reacționat? Că a spus Mântuitorul, veți da socoteală pentru tot timpul pierdut în deșert. Ia fiți atenți ce frumos sună. Și acum eu întreb. Distracțiile de noapte prin discoteci sunt timp folositor lui Dumnezeu? Nu cred. Bețiile și somnurile acelea lungi cu vome și cu miros și cu urină și cu paturi îmbibate că spală femeia de-i sar măselele după bețivan, alea sunt timpuri eficiente? Nopțile petrecute la prostituate și prin casele de randevu sunt timpuri plăcute lui Dumnezeu? Nu. Sunt timpurile deșarte ale vieții noastre, petrecute aiurea la întâmplare, pentru care vom da socoteală nu că am greșit, nu de ce am greșit, de ce n-am înțeles că viața este un dar de la Dumnezeu pentru a-L lăuda pe Creator și a pune în valoare talentul care ți s-a dat. Care sunt talanții omului? Sunt trei proverbe populare. 1. Omul sfințește locul și aici ne referim la tot ce înseamnă, de la troiță până la locașul de cult, de la casa de creștin curată până la omul evlavios, care însuși casa lui ajunge biserică. Omul se cunoaște după fapte și pomul după roadă. Deci ceea ce înseamnă că noi trebuie să ne comparăm biologic cu celelalte create în jur. Și de ce? Cineva va spune, și treaba am eu cu un pom. Ai? Tot psalmistul David vine și îmi spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu, dar facerea mâinilor lui o vestește tăria. De ce avem proverbe populare? De ce avem proverbe populare legate de natură? Când va face plopul pere și răchita micșunele. De ce avem poame din ciulini și flori din mărăcini? Deci ca să înțelegem că la un moment dat chiar Mântuitorul ne-a dat o parabolă și a spus ieșind un sămănător să arunce sămânța sa, una a căzut în spini, alta a căzut în pământ uscat, alta în pământ petros, alta în pământ sterb și abia că a căzut câteva și în pământ bun care au dat roadă, 130-60. Ca să ne arate că omul nu este altceva decât un centru al creației în macrocosmosul creat de Dumnezeu, dar în microcosmosul în care el se învârte. În cei 30 de ani care ți-a dat comunismul sau 3 hectare care le-ai moștenit de la tatu prin titlul de proprietate. Grâul care îl cultivi, mămăliga care o mănânci, vaca care o paști, livada care o îngrijești, iarba care o cosești, toate vin de la Dumnezeu și te asemeni, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, zilele lui ca umbra trec și așa mai departe.
De ce v-am amintit toate aceste lucruri? Ca să înțelegeți că lui Ioan era să se micșoreze, iar lui Hristos să crească. De ce creștea Hristos? Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu o căutați pe afară, e în lăuntru vostru. Și aici închei predica. Și a spus Mântuitorul, așa spune în Evanghelie, adevărata viață veșnică, că asta e viața noastră, e veșnică, de aia e împărăția lui Dumnezeu aproape, este ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Și mă leg iarăși de finalul apocaliptic, de cerul cu foc și pământul cu foc. Cum să știi tu, cât de logic, avem trei evanghelii, cum să știi tu care-i Dumnezeul tău dacă tu pe pământ nu i-ai cunoscut identitatea? Când va veni grozăvia aceea apocalipsei, tu în loc să aștepți îngerul să te însamne, să te ducă la lumină, alergi ca un bezmetic, cum spune Apocalipsa, se vor ruga să deschidă mormintele, să intre, vor cădea munți pe ei, va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Dar în final scrie acolo, pentru cei ce au necinstit semnul Fiului Omului, adică învierea și răstignirea, iată pentru cine începe groaza. Și atunci nu va fi nici pocăință și nici lacrimi, pentru că s-au închis porțile bisericii biruitoare din cer, iar Hristos a legat sulul cu pecetea a șaptea, iar leul va fi miel în scaun de judecată și va sta pe scaun, pe 12 scaune cu cei 12 apostoli și va judeca lumea zicând celor de-a dreapta: veniți la mine! Cam mâncat când am fost flămând, am băut când am fost însetat, m-ați îmbrăcat când am fost gol și celor de-a stânga nu vă cunosc pe voi. Și da, dar când ne-ai cerut, când ți-am dat, nu știu, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci iată cât de simplificată este împărăția lui Dumnezeu și cât de simplificată este porunca lui Iisus Hristos ca împărăția lui Dumnezeu să fie înăuntru nostru. Și ca să fie împărăția lui Dumnezeu înăuntru nostru, vă amintesc cu ce am început. Fiule, dăm inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Amin.